Iată titlurile acestei ediții. Și-ar fi pus capăt zilelor. O femeie de 47 de ani din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 16. Alți 431 de moldoveni blocați la frontierele țărilor aflate în carantină din cauza coronavirusului au ajuns în siguranță acasă. Paznicul unui magazin bătut și jefuit la locul de muncă. Ce le-au declarat victima, dar și suspecții polițiștilor, aflați în ediție. O bătaie la beție are urmări nefaste pentru doi chișinăuieni. Unul dintre ei a ajuns la spital, celălalt riscă pușcărie. Și-ar fi pus capăt zilelor. O femeie de 47 de ani din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 16. Tragedia s-a produs în dimineața de 25 martie în jurul orei 9 pe Bulevardul Dacia. Soțul victimei a fost cel care a sunat la 112 și a chemat poliția. La fața locului s-a deplasat grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Botanică, dar și medicul legist. Oamenii legii au stabilit o versiune preliminară a celor întâmplate. Victima, femeie în vârstă de 47 de ani, s-a aruncat în gol peste geam apartamentului de la etajul 16 în care locuia împreună cu soțul. Totodată, din discuțiile cu soțul, soțul a comunicat polițiștilor că femeia s-ar afla la evidența medicului. Bărbatul ar mai fi adăugat că soția lui tocmai făcuse o criză de nervi. Cadavrul victimei a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, iar forțele de ordine urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Iar dacă este vorba de un suicid, ce a făcut-o pe femeie să recurgă la acest gest extrem? Alți 431 de moldoveni blocați la frontierele țărilor aflate în carantină din cauza coronavirusului au ajuns în siguranță acasă. Asta după ce le-au fost asigurate zboruri charter din Anglia și Franța, dar și un culoar de tranzit din Federația Rusă. Când au ajuns în Republica Moldova, atât celor 404 pasageri aterizați pe aeroportul din Chișinău, cât și celor 35 de moldoveni escortați până la Vama Otaci le-a fost verificată temperatura corpului. Apoi aceștia au primit și instrucțiuni despre cum trebuie să se protejeze și ce reguli trebuie să respecte în perioada carantinei. Toți voi sunteți obligați, după intrarea în țară, să respectați regimul de autoizolare la domiciliu, pe o perioadă de 14 zile. Ce presupune regimul de autoizolare? Pe parcursul a 14 zile voi nu o să aveți dreptul să părăsiți domiciliu. La focul de aflare, unde o să stați, o să fiți monitorizați, atât de medicul de familie, de autoritățile publice locale și în special de poliție. Totodată, aceștia au fost preveniți și de sancționările pe care le riscă în cazul în care nu vor respecta regimul de carantină. Potrivit legii, nerespectarea regulilor pot fi sancționate contravențional cu până la 25.000 de lei sau penal cu detenție de până la 7 ani. Un tânăr de 33 de ani care lucrează ca paznic într-un magazin a fost atacat de doi indivizi și a rămas fără telefon și portmoneu în valoare totală de peste 10.000 de lei. Incidentul a avut loc în noaptea de 12 martie în fața unui magazin de la intersecția străzilor Onisifor Ghibu și Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Victima le-a povestit oamenilor legii în detalii cum s-a întâmplat totul. La orele două au venit trei băieți, serveau bere în fața magazinului și le-am spus de două ori, la care a venit poliția. Le s-a spus, liniștească, s-a liniștit tot normal. Au venit a doua oară. Au început să mă cheme deoparte, să-mi spui și cum. Și a fost tot normal. Și m-a chemat a doua persoană. De-am de la care s-a început să-i scap o ceartă. M-a chemat în partea cealaltă de stradă, s-a început încă și mai tare. La care, la fața locului, ne-au luat telefon. V-a lovit? Da, m-a lovit. La cap. După mai multe investigații, oamenii legii au dat de urmele suspecților. Aceștia s-au dovedit a fi doi tineri cu vârstele de 23 și respectiv 26 de ani, originari din capitală. Ambii au fost duși la inspectorat pentru audieri. Tu ai lovit în persoană și? Da, eu i-am dat. Eu de asta recunosc că i-am dat. El așa și-a scris. Și după bătaie, cunoscut tău, i-a luat telefonul? Nu, el de nu era cunoscut, el până la asta l-a luat telefonul și-a vizit. Vino îl recunoști? Că l-am lovit? Da. Da. Da, ne-am dus la un ideal, cumpărăm bere, după asta am să luăm țigări. Și ahainicul a ieșit, a început să întindă cu primul băiat, după asta cu a doilea și cu mine. Cum fugea, eu am ajuns de urmă și am scris, că a căzut jos.
vrut să iei picioarele pe cap și am început să bat acolo. Eu am văzut telefonul în loc și am înțeles. Mai mult s-a constatat că cei doi suspecți au mai fost anterior judecați, iar tânărul de 23 de ani se afla în căutare și era condamnat la 4 ani de pușcărie, pedeapsă pusă în aplicare imediat după reținere. Celălalt tânăr a fost reținut pentru 72 de ore. Ambii sunt cercetați penal pentru jaf și riscă până la 7 ani de pușcărie. O bătaie la Beție are urmări nefaste pentru doi chișinăuieni. Unul dintre ei a ajuns la spital, celălalt riscă pușcărie. Și asta după ce aceștia s-ar fi bătut în fața unui local. Totul s-a întâmplat în data de 21 martie pe strada Independenței din sectorul Botanica. Oamenii legii au stabilit că atât suspectul de 49 de ani, cât și victima în vârstă de 42 de ani se aflau în stare de ebrietate. Aceștia s-ar fi luat la ceartă în fața localului unde băuse anterior. La un moment dat, suspectul ar fi înjunghiat victima cu un obiect ascuțit în regiunea abdomenului și l-a lăsat să zacă la pământ. La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar victima dusă la spital. La scurt timp, forțele de ordine au dat de urmele suspectului. Este vorba despre un chișinăuian de 49 de ani, anterior judecat pentru jaf și vătămare gravă a integrității corporale. Acum bănuitul se află în arest pentru 30 de zile și riscă până la 7 ani de pușcărie. Cazul violului de la Tvardița a fost retras de la autoritățile din Taraclia și transmis Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Într-un comunicat de presă, Procuratura Generală anunță că o astfel de decizie a fost luată pentru o documentare rapidă, complexă și obiectivă a cazului. Totodată urmează a fi dată o apreciere a acțiunilor întreprinse de procurorii și polițiștii din Taraclia, care s-au ocupat până de curând de documentarea acestui caz. Amintim că totul s-a întâmplat în noaptea de 15 martie, părinții minorei violate au anunțat însă poliția abia pe 17 martie, atunci când fiica lor le-a povestit despre cele întâmplate. Preliminar se cunoaște că în seara tragediei, cei trei suspecți, colegi de clasă cu victima, au invitat-o pe fată la unul dintre ei acasă. Acolo ei ar fi consumat alcool în exces, apoi cei trei băieți cu vârstele cuprinse între 17 și 18 ani ar fi violat-o pe minoră, după care au dus-o la ea acasă. Copila a ajuns la spital unde este internată până în prezent. Tatăl fetei spune că părinții suspecților și-ar fi cerut iertare de la el în speranța că el își va retrage cererea. Нет, чтобы я замял это дело, как бы мне деньги не предлагали. Давление не оказывали, но приходили мириться. Они сказали, что ничего не делали, не понимают ничего, этого не знают, откуда это взялось, эта гематома и разрывы. И, в принципе, они виноваты только то, что они ее вызвали, напоили и привезли домой. Все. Tatăl fetei a mai adăugat că nu se va lăsa până cei care au procedat astfel cu fiica lui nu vor fi pedepsiți. Este преступление, есть ответственность за преступление, есть закон. Простите, это должно быть соблюдено. Menționăm că unul dintre băieții bănuiți ar fi încercat să-și pună capăt zilelor, iar acum se află la spital. Poliția și procurorii din Chișinău continuă investigațiile. Conform legii, violul se pedepsește cu până la 12 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Născut în Cămașă, un șofer de autocamion a scăpat fără nicio zgârietură după ce s-a inversat cu vehiculul său pe traseu. S-a întâmplat în dimineața de 26 martie, în apropiere de satul Ciumai din raionul Taraclia. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Taraclia, Cristina Ciobanu, a declarat că totul s-ar fi întâmplat după ce șoferul autocamionului nu ar fi adaptat viteza într-o curbă periculoasă și a pierdut controlul asupra direcției. Prin urmare, vehiculul s-a inversat. Din fericire, în urma accidentului rutier, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii continuă investigațiile, iar șoferul riscă o amendă contravențională, dar și 6 puncte de penalizare. Atunci când ziua de naștere este pe timp de carantină, 6 tinere au fost surprinse cum beau șampanie și își fac poze pentru rețelele de socializare în curtea unui bloc de locuit din sectorul Botanic al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost surprinse în data de 25 martie de un locatar și plasate pe o rețea de socializare. În acestea se vede că fetele s-au echipat cu mănuși și măști de protecție și au ieșit să serbeze în curte. Și asta în contextul în care au fost impuse măsuri pe timp de carantină, conform cărora oamenii trebuie să iasă din case numai în caz de necesitate și să țină o distanță minimă de 1 metru în raport cu alte persoane. Mai mult, din data de 25 martie, plimbatul în parcuri, aflarea pe terenurile de joacă, dar și în alte spații publice este interzis, iar amenzile pot ajunge până la 25.000 de lei. Hoți fără scrupule.
A intrat într-un magazin, a mâncat câte ceva de pe rafturi, a mai furat câteva produse și s-a dus de la fața locului. S-a întâmplat în data de 25 martie într-un centru comercial din sectorul Ciocan al capitalei. Momentul furtului a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în magazin. În secvențele video se poate vedea cum tânărul ia un pachet cu biscuiți, mănâncă din el, apoi pune ambalajul în buzunar și pleacă. Administrația magazinului a postat imaginile pe internet cu scopul de a-l găsi pe hoț. Totodată, aceasta intenționează pe ceilalți proprietari și administratori să fie atenți la cumpărătorii care intră la ei în magazine. Deocamdată nu se știe dacă poliția a fost sau nu sesizată pe caz. Strigăt de ajutor de la Ieloveni. Un bărbat de 69 de ani care are probleme psihice a dispărut fără veste, iar rudele nu-i mai pot da de urmă. În data de 25 martie, acesta ar fi ieșit de la el din casă, din centrul orașului Ieloveni și s-a dus într-o direcție necunoscută. Bărbatul nu a mai revenit acasă, iar rudele nu știu unde să îl caute. Acestea s-au adresat și la poliție și au plasat anunțuri pe rețelele de socializare, însă până în prezent, fără niciun rezultat. Nicolae Vlas are înălțimea de 1,65 m, corpolența medie, părul cărunt și ochii verzi. În ziua dispariției purta o geacă neagră, pantaloni gri, cizme de culoare neagră și un chipiu gri. Rudele le-au mai spus polițiștilor că bărbatul suferă de demență și nu este exclus că ar avea nevoie de ajutorul medicilor. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla, sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. A intrat într-o farmacie, s-a dat drept cumpărător și a furat aproape 1000 de lei din aparatul de casă. Tânărul care apare în imagini este căutat de poliție, suspectat de furt. Totul s-a întâmplat în data de 24 martie, în jurul orei 12:30, într-o farmacie de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei. Momentul comiterei infracțiunii a fost surprins de camera de supraveghere instalată în farmacie. În imagini se vede cum suspectul se apropie de teșghea, cere ceva de la farmacistă, iar în timp ce angajata s-a dus să caute medicamentul cerut, acesta bagă mâna în aparatul de casă și scoate toți banii, apoi pleacă de la fața locului. După cum s-a constatat ulterior, bănuitul a furat 960 de lei. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că acest caz a fost înregistrat, iar acum oamenii legii încearcă să dea de urmele suspectului. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe tânărul din imagini sunt rugate să anunțe la 112 sau să se adreseze la cel mai apropiat post de poliție. Dacă ai fost martorul unei situații interesante, expediază-ne imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062071902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.